Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate, în plină vară, cu multă căldură. Vă invităm din nou să urmăriți o nouă emisiune din Teologia în Actualitate. Am făcut o călătorie și facem o călătorie prin țară în căutarea de resurse pentru suflet și minte, și anume cărțile. Săptămâna trecută am poposit la Oradea, de data aceasta poposim la Megidia și l-avem invitat împreună cu noi pe Vasilică Croitor. Bună seara, bine ați venit la noi în emisiune. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. E o plăcere să putem să discutăm despre teme de actualitate. Succeed Publishing este editura pe care o conduceți de ceva timp și aș vrea în seara aceasta să intrăm împreună cu dumneavoastră în lumea aceasta cărților pe care această editură le-a publicat și să primim și câteva recomandări cu privire la ce ar trebui sau ce am putea să citim vara aceasta atunci când venim fie spre mare, când merge fie spre munte, să hrănim și sufletul nostru, nu doar să odihnim trupurile noastre. Aș vrea să vă întreb cum a apărut această idee de nume și ideea de editură, aceste edituri, pentru că numele văd că l-ați păstrat unul în engleză și unii ar spune de ce un nume în engleză, cum a apărut această idee de a avea o editură în, cu acest nume. Da, în primul rând, ideea de editură creștină este practic o rematerializare sau reîncarnare a unui vis din copilărie. În copilărie sau în perioada adolescenței, era imediat după Revoluție când s-a lansat în România un curs pentru învățători de școală duminicală. Cumva am fost și eu selectat în grupul acela și de la Suceava, unde locuiam împreună cu familia, am mers la Botoșani cu mulți care veniseră din toată țara să participe la cursul respectiv și spre uimirea mea am fost repartizat pentru a dormi, pentru a petrece noaptea la o familie din Botoșani, un frate care tocmai deschisese o bibliotecă creștină. Era ceva foarte nou în România după Revoluție, în primii ani după Revoluție, să vezi atâtea cărți creștine în română, în engleză, adunate într-un singur loc și fratele mi-a povestit ce impact aveau cărțile. Oamenii erau flămânzi atunci după literatura creștină și erau mii de cititori din Botoșani care participau constant, săptămânal veneau și împrumutau cărți. La vârsta de 18 ani, deja Dumnezeu m-a ajutat să deschid o bibliotecă creștină în Suceava. Am luat modelul lui, am luat ideile lui, am ținut legătura cu fratele respectiv, ne-am împrietenit atunci și până la 18 ani, în anii adolescenței, am lucrat intens până când am convins sponsori, am găsit locații, am găsit cărți, am găsit resurse, voluntari, am făcut noi o echipă mare și am înființat acea bibliotecă creștină în Suceava. Însă, eu am mers la Institutul Teologic Pentecostal, după absolvire m-am mutat în Megidia și nu am mai avut contact cu cărți în același fel, dar în inima mea a rămas pasiunea aceasta, mai ales că începusem să traduc cărți pentru alții. Am tradus câteva cărți care au fost receptate bine, mi-amintesc că pentru frații menoniți am lucrat într-o vară în timpul studenției și mi-au dat să traduc câteva cărți. Apoi am tradus o lucrare mai amplă, predicare expozitivă pentru Institutul prin corespondență a celor de la Assemblies of God și cartea asta de asemenea fusese receptată bine și atunci mi-am dat seama că e un domeniu în care este nevoie de implicare și cumva Dumnezeu mă cheamă să mă implic, dar ceea ce a contat probabil cel mai mult a fost faptul că în perioada studenției am fost foarte apropiat de regretatul profesor Teodor Pandrea. El a fost dascălul nostru de limba română și a fost un om foarte exigent, dar și foarte serios în modul în care a tratat cartea, scrisul și am învățat multe de la el. Mi-a fost foarte bun prieten și mentor și sfătuindu-mă cu el, discutând cu el, m-a încurajat să îndrăznesc să fac pasul acesta. Prima carte pe care am făcut-o
Am făcut-o apelând la un prieten care avea o editură. Avea o editură pe care nu o folosea. Publicase doar două cărți, erau două cărți personale. Era un prieten din Canada care a venit în România să facă niște proiecte și atunci a deschis editura Succeed Publishing. Editura era nefolosită de multă vreme, sediul era în București și mi s-a părut mai ușor, pentru că atunci erau niște cerințe destul de complicate, mi s-a părut mai ușor să preiau de la el editura, mi-a dat-o fără niciun fel de pretenții, am preluat societatea comercială practic și am transformat-o într-o editură. Așa s-a născut aventura aceasta cu vreo 15 ani în urmă și de atunci a trecut mult timp, am învățat multe lucruri, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul de a lucra în domeniul acesta al cărții creștine. Într-un fel, numele acesta transmite puțin și din mesajul pe care îl are editura, din intențiile, scopurile pe care editura le are, sau cumva Succeed Publishing este doar numele, editura are alte valori, alte scopuri. Aș putea să încerc să spiritualizez, să reinterpretez denumirea, dar nu cred că este cazul. Chiar profesorul Pandrea n-a fost deloc încântat de faptul că a trebuit să preluăm un nume în limba engleză, era împotriva englezismelor importate și băgate forțat în limba română. Deci nu a fost un nume pe care să-l fi ales eu dacă aveam să-l aleg. De câteva ori am stat în cumpănă și mă gândeam să rebranduim toată editura, toată activitatea noastră, dar după ce ai peste 200 de titluri publicate și toate lucrurile merg într-o direcție, e puțin mai greu să faci pasul acesta. Cel puțin pentru moment mergem înainte cu denumirea Succeed Publishing. Așa că vă doresc succes. Editura este o editură care își dorește să îi ajute pe cei mai mulți, pe toți care citesc cartea să fie biruitori, să aibă biruință și succes în viața lor. Ar putea să întrebe cineva de ce încă o editură creștină în România. Există deja un număr de edituri creștine, fiecare muncesc din greu, cărțile nu se vând poate foarte bine și aici am putea să discutăm poate și sub aspectul acesta, dar de ce încă o editură creștină în România? Eu aș formula altfel întrebare, de ce numai încă una și nu mai multe? Pentru că este nevoie de literatură creștină de calitate. Eu cred că deopotrivă ar trebui să ne focalizăm să producem literatură creștină cu autori români, să consiliem, să mentorăm, să promovăm autori români, de asemenea să selectăm literatură de calitate din ceea ce se produce în afara țării și să traducem acele titluri, desigur, și totodată să ne uităm la modul în care literatura creștină sau literatura cu mesaj creștin, cel puțin cu valori creștine, ar trebui să pătrundă pe piața de carte laică. Deci, deocamdată, cele mai multe edituri evanghelice române sunt edituri de nișă, se adresează creștinului din mediul evanghelic. Foarte rar ai șansa să intre într-o librărie sau într-o benzinărie, să iei o carte de pe un raft, de pe un stand și să găsești o carte cu un mesaj creștin, cu valori creștine. Deci e nevoie de noi edituri creștine chiar care să apară pe piață, dar care să reușească să iasă și din această nișă în care puțin ne-am cam adâncit. Și aceasta face să nu fim foarte relevanți în peisajul de carte mai amplu românesc. Ați publicat peste 200 de titluri, am înțeles, și dacă ați vrea să ne spuneți care sunt principalele domenii de teologie sau viață creștină în care publicați, ați selectat cărțile. Am văzut, le-ați pus pe anumite categorii, care sunt acele domenii? Da, aș vrea să spun, cărțile pe care le-am publicat la editura noastră, în mare parte,
reprezintă oarecum călătoria mea spirituală. Pentru că nu sunt un librar prin profesie, prin vocație, nu fac traduceri și editări de dragul unei meserii. Ca pastor, ca slujitor în lucrarea Evangheliei, m-am intersectat cu multe titluri care mie mi-au vorbit, care pentru mine au avut o valoare profundă chiar, unele dintre ele. Sunt câteva cărți care mi-au revoluționat viața spirituală sau slujirea mea, câteva cărți prin care Dumnezeu mi-a redirecționat lucrarea și o mare parte dintre cărțile pe care le-am editat, pe care le-am îngrijit pentru apariția în limba română, au fost cărți care prima dată au avut un impact direct în viața mea. Deci vorbesc despre cărți, în primul rând, care au de-a face cu lucrarea de misiune, cu misiunea bisericii și dumneavoastră știți foarte bine, în Dobrogea, pentru că ați locuit, ați lucrat aici, noi suntem pe un câmp de misiune. Suntem într-o zonă în care gândim în termenii evangelizării și a misiunii. Nu putem să gândim în alt context al așezării, al politicii bisericești sau altceva de felul acesta, pentru că suntem forțați să ne uităm la misiunea, la mandatul bisericii. Și de aceea, foarte multe dintre titlurile noastre au avut de-a face cu misiunea externă și chiar cu misiunea internă, cu lucrare de evangelizare, de răspândire a Evangheliei în contextul nostru. În același timp, avem cărți care se adresează în mod specific lucrării Duhului Sfânt. Este un domeniu spre care am avut o aplecare mai deosebită, pentru care am studiat mai mult. Chiar prima carte pe care am publicat-o a fost cartea Surprins de puterea Duhului, în timp ce eu eram la cursuri de master în Anglia pe tema lucrării Duhului Sfânt. Și în contextul acesta a fost una dintre cărțile care ne-a fost recomandată pentru lectură. Am descoperit cartea aceea și am zis, trebuie neapărat să o traducem și să o publicăm în limba română. Aceea a fost și o carte pe care am și tradus-o personal, pentru că mai târziu, desigur, n-aveam cum să traduc eu toate cele 200 titluri, dar aceea am tradus-o personal pentru că m-a impresionat. Și de acolo s-au născut alte proiecte referitoare la lucrarea Duhului Sfânt. Au existat și cărți pe o nișă care nu a reprezentat preocuparea mea, dar am fost siliți oarecum din rațiuni economice sau strategice, ca să spun așa. Mi s-a spus, dacă facem un stand de carte cu cărțile noastre, trebuie să oferim ceva tuturor persoanelor care ar veni prin fața standului. Și nu aveam nimic, de exemplu, pe zona romanei creștine. Personal n-aș fi intrat niciodată în zona asta, dar dacă mi s-a spus din diverse direcții trebuie să avem și o literatură pentru cei care caută astfel de cărți, am ajuns să facem și niște serii de romane creștine. N-am citit niciunul dintre ele, nu e partea mea, dar le-au citit alții și ne-am asigurat că sunt totuși cărți cu un mesaj bun, cu un mesaj echilibrat. Deci ați avut și ați încercat să traduceți în special pentru zona vieții bisericii și a credinciosului, viață de familie și cu prioritate, am înțeles, a fost domeniul teologia despre Duhul Sfânt și implicarea și relația Duhului Sfânt cu cel credincios care ați... Misiunea, evangelizarea. Misiunea evanghelizării. Atunci când stabiliți prioritățile în publicare, care sunt elementele de care țineți cont? Ați răspuns deja cumva la întrebarea asta, ce mă zidește pe mine s-ar putea să-i zidească și pe alții sau cred că i-ar zidi și pe alții și cumva e un filtru personal aici în selectarea cărților pentru publicare. Ați spus și al doilea element legat de ce se cere, în sensul că romanele se cer chiar dacă mie nu poate îmi plac și mie ascult câteodată muzică în biserică, nu chiar toată, orice fel de muzică îmi place, dar e acolo. Mai sunt și alte elemente care vă ghidează cumva atunci când alegeți o carte să o publicați, care sunt criterii definitorii pentru decizia de a publica.
Ce să spun, eu am călătorit destul de mult în anii aceștia și am avut ocazia să particip la multe evenimente importante. Am fost împreună în Africa de Sud, am fost la alte congrese, apoi prin Europa, prin Statele Unite și inevitabil te întâlnești cu autori, te întâlnești cu oameni care au avut un impact deosebit în domeniul lor de slujire și această interacțiune m-a ajutat ca să cunosc ideile lor, să văd viața lor, experiența lor și să-mi dau seama când stau de vorbă cu cineva care ar avea un mesaj care s-ar aplica și în contextul nostru românesc. De asta, o bună parte din cărțile pe care le-am tradus sunt, probabil că jumătate din cărțile pe care le-am publicat noi, sunt ale unor autori pe care îi cunosc personal, cu care m-am întâlnit, am cartea originală cu autograful lor și nu sunt cărți selectate din motive comerciale, în primul rând, ci din dorința de a folosi acele resurse spirituale pe care ei le au. Vorbeam, de exemplu, despre congresul din Africa de Sud, unde au participat mii de oameni din toată lumea. După congres s-a publicat un document, Mărturisirea de credință și legământul de la Cape Town. Ei bine, acea carte pe care am tradus-o și am publicat-o în limba română nu e o carte care să fie căutată pe piață. Nu, din punct de vedere comercial, niciun editor n-ar fi scos acea carte, pentru că nu acoperă nici măcar investiția, vânzările. Dar știam că este un document necesar, chiar dacă va fi mai degrabă doar în câteva biblioteci creștine, pe la institutele teologice, școli biblice. Cartea este necesară pentru cercetătorii de nișă, pentru cei care sunt preocupați să înțeleagă teologia misiunii. Așa că sunt astfel de titluri despre care știu că nu pot să se justifice din punct de vedere economic și cu toate astea am căutat să le aducem în limba română. În acest context trebuie să menționez, sunt alte titluri pe care le-am publicat prin ajutorul, prin sponsorizarea, prin parteneriatul cu alte persoane și în felul acesta am reușit ca să ne vrea să mergem doar pe criteriile economice, ținând cont că investim foarte puțin timp în efortul acesta, pentru că misiunea și prioritatea mea în viață nu este totuși editura Succeed Publishing. Dacă era doar să mergem pe criterii economice, probabil că nu reușeam să rezistăm pe piață. Dar au fost astfel de parteneriate care ne-au ajutat să dezvoltăm lucrurile mai departe. Da, mulțumesc și pentru clarificările acestea, pentru că unii cred că ar putea să creadă că este totul un aspect comercial, dar este de fapt o relație mai mult cu conținutul și cu autorii care au fost cumva definitorii, dar aici s-a deschis o ușă pentru a continua subiectul, discuția noastră și pe un subiect legat de relația pastorului cu cartea. Pentru că ați menționat, nu este prioritatea mea editura, cărțile sunt o pasiune, am înțeles istoria din care ați venit și cum Domnul v-a călăuzit să includeți în slujirea aceasta și cartea și editura în toată această slujire, dar cum vedeți această relație a unui pastor cu cărțile, cu cartea, din perspectiva unui pastor, ca și cititor? Iarăși nu pot iarăși decât să vorbesc din modul în care cărțile mie mi-au schimbat direcția în viață de multe ori și m-au călăuzit în lucrarea și slujirea pe care o fac. Cumva Dumnezeu providențial a făcut în momente de cotitură, în momente speciale din viața mea, când nu am avut parte de un om care să mă poată cunoaște bine și să mă poată îndruma, Dumnezeu a făcut să fie o carte care să-mi vorbească, o carte care să fie un prieten, să-mi fie un mentor, să mă ajute în a găsi calea, în a găsi răspunsul, soluția la o confruntare, la o situație grea prin care mă aflam. Dacă ar fi să-mi scriu istoria vieții, a slujirii, nu e cazul, n-am planuri în privința asta, dar dacă ar fi să fac lucrul acesta, cred că foarte ușor
aș putea să mă uit la cărțile care mi-au vorbit în mod semnificativ și am știut că este un mesaj de la Dumnezeu, că Dumnezeu a pregătit acea ocazie și prin cartea aceea viața mea să fie schimbată. Aș putea să vă vorbesc așa de 5-6 cărți care au avut astfel de impact asupra slujirii mele. Am să dau probabil un exemplu sau două. A fost o carte care mi-a căzut în mână, un prieten mi-a recomandat-o, mi-a spus: Vasilică, trebuie să citești cartea aceasta, și este un om pentru care am un mare respect, pastorul Nicu Grămesc. Așa că am luat cartea și am început să o parcurg. Am știut imediat că trebuie să o și traduc, pentru că am văzut că era un răspuns la o frământare pe care o aveam. Era vorba de cum facem ca slujirea noastră să aibă un impact și în domeniul practic al vieții oamenilor în societate. Ajunsesem conștient de faptul că pregătim oameni pentru cer, conducem oameni la Hristos, sunt născuți din nou, îl iubesc pe Dumnezeu, dar vedeam că oamenii aceia nu erau încă și în stare, în privința implicărilor în societate, să producă o diferență. Și am început să-mi pun întrebări foarte serioase. De ce? Ca biserică, am condus oameni la Hristos, viața lor s-a schimbat, căsătoria lor s-a schimbat, dar cu toate acestea, din punct de vedere economic, social, rămân poate în același platou, în aceeași lipsă de relevanță. Cartea aceasta, intitulată Modelul Vechiului Testament, scrisă de o autoare din Elveția care a trăit mulți ani în Africa, Landa Cope, efectiv m-a șocat din primele pagini, spunându-mi că Dumnezeu nu l-a ales pe Moise ca să înființeze o biserică, ci să formeze un popor care să exceleze în toate domeniile, inclusiv cel spiritual. Dar pe lângă faptul că poporul Israel avea să fie, desigur, poporul lui Dumnezeu, poporul acesta trebuia să exceleze în justiție, în economie, în viața de familie, în sănătate, în educație, în toate celelalte domenii. Și biserica a uitat aspectul acesta și s-a focalizat doar pe partea spirituală, care e importantă, dar care nu poate singură să ducă la transformarea societății. Și au fost acolo întrebări, au fost acolo materiale care efectiv mi-au stimulat gândirea și m-au făcut să mă întorc, să mă uit peste anii pe care îi investisem în Dobrogea, în Megidia, și să spun: ok, dacă vreau în următoarea perioadă a vieții să am impact, trebuie să mă gândesc cum îi încurajez și ajut pe oameni ca și în celelalte domenii ale vieții să poată să producă o diferență. Deci asta este cartea Modelul Vechiului Testament. Da. Foarte, foarte interesant. Și ați tradus-o și după aceea a ajuns și în mâinile altor credincioși care au înțeles puțin viața nu doar într-o singură dimensiune a ei, ci într-un mod mult mai complex, și au înțeles că centralitatea lui Dumnezeu în viața unui credincios vizează și afectează toate sferele vieții noastre. Ce altă carte? Că ați mai spus că au fost câteva cărți și am intrat acum în zona personală, pastorul și modul în care pastorul este afectat de cărțile pe care le traduce și pe care le citește. Da. Aș putea să spun la fel despre cartea Cu rezervorul gol. Este ultima carte de acest. O aveți la îndemână, da? Cu rezervorul gol. Am vrut să nu să se golească rezervorul, așa că am luat cartea. Referitor la asta, trebuie să vă spun, sunt surprins cât de mulți slujitori, oameni cu influență, oameni cu autoritate, oameni respectați în mediul evanghelic din România, m-au contactat după citirea cărții acesteia. Cartea a apărut de puțin timp pe piață, în primăvara aceasta, dar foarte mulți oameni mi-au spus, mi-au relatat cum Dumnezeu i-a întâmpinat pe ei prin această carte la un punct de cotitură. Cred că numărul slujitorilor care sunt cu rezervorul gol astăzi este mai mare decât suntem noi dispuși să bănuim, să ne imaginăm. Cel puțin cei cu care am discutat și care au citit cartea, toți mi-au spus că aveau nevoie de cartea aceasta. Eu am primit cartea
de la o cunoștință, o misionară care locuiește în Megidia și care m-a văzut cum arătam și care a știut că am nevoie de carte, mi-a recomandat-o de câteva ori, am spus, ok, am să o citesc eu cândva, acum nu am timp de asta. Și pentru că e o persoană care nu se lasă cu una, cu două, mi-a trimis cartea, a cumpărat-o pe Kindle și m-am trezit cu linkul doar să o descarc în computer și pe tabletă. Și acum de rușine, dacă femeia a și plătit cartea, mi-a și trimis-o, era imediat după anul nou, prin luna ianuarie, cu 2 ani în urmă, cred. Aveam timp mai mult, am început să citesc cartea. Și m-a captat de la prima pagină și nu am mai lăsat-o până când nu am citit-o, dar am citit cartea aceea cum nu am citit altă carte, subliniind, notând, conspectând. La finalul lecturii cărții aveam deja vreo 25 de pagini de notițe, de însemnări, de concluzii, de răspunsuri personale, a făcut o analiză, așa că s-a legat în final ceva foarte foarte personal. Cartea aceea a devenit parte din mine. Eram într-un moment în care nu-mi dădeam seama. Mă aflam într-o depresie, mă aflam într-o vale foarte adâncă și când ești într-o astfel de stare și ți-ai pierdut pacea, ți-ai pierdut bucuria, ți-ai pierdut pasiunea pentru slujire, de obicei tendința este să te acuzi pe tine însuți, să te biciuiești singur și să spui, uite, nu sunt suficient de spiritual, mi-am pierdut dragostea, ce se întâmplă cu mine? Dar fără să-mi dau seama, eu amplificam lupta spirituală pentru că credeam că problema este pur și simplu în voința mea, în capacitatea mea de a face lucrurile diferit. Cartea aceasta, în primul rând, m-a conștientizat de faptul că în lăuntrul meu s-au adunat niște poveri, oboseala, oboseala fizică, oboseala spirituală, lipsa de echilibru în alimentație, în odihnă, în sport, în mișcare, în clarificarea priorităților. Lipsa aceasta de echilibru, acum își spunea cuvântul și mă bloca, deși în inimă doream să fac ceea ce este bine, nu mai aveam puterea și energia să mă ridic la un alt nivel. Cartea, în primul rând, m-a conștientizat de asta și apoi m-a ajutat să identific, în engleză erau numiți hoții, care furau energia. Să văd care sunt acele persoane, acele obiceiuri, acele locuri, acele evenimente care mă secătuiesc de energie și mă împiedică să trăiesc cu bucurie. Și apoi a trebuit să văd în cazul fiecăruia dintre acele probleme ce trebuie să fac, ce trebuie să schimb. În final, cum spuneam, a trebuit să iau niște hotărâri, să tipăresc niște hârtii mari, să mi le afișez undeva chiar acasă, în dormitor, să am o discuție și cu soția, să am o discuție cu alți colaboratori, dar a trebuit să spun, trebuie să fac niște schimbări importante în viață, dacă vreau ca lucrarea mea să nu fie strangulată, să nu fie sugrumată de celelalte lucruri care se întâmplă în jur. Să pot să am prospețime, să pot să am claritate, să lucrez cu rezervorul plin. Deci, cumva, cartea vine în întâmpinarea situațiilor în care slujitorii ajung în punctul în care simt că funcționează, dar în același timp, de fapt, funcționează pe uscat, cum să zice, fără Pe pilot energie, automat. pe pilot automat. Dar, de fapt, totul este cumva rutină, nu există prospețime, există un sentiment al golului care este în sufletul slujitorilor și o traduc asta unii prin exact situația în care a ajuns Ilie, acea formă de depresie în care capătul puterilor a fost ceea ce ei au experimentat. De aceea, cu rezervorul gol, cred că e o carte
care merită citită, am auzit mult vorbindu-se despre ea și cred că are, vine cu soluții foarte bune la situațiile prin care trecem. Da. Ce vreau să spun, unul dintre lucrurile care pe mine m-a apăsat cel mai mult în perioada aceea depresiei, și l-am luat în foarte în serios, pentru că văzând că sunt în acel blocaj, văzând că lucrurile nu se mișcă și cartea m-a conștientizat de asta, a trebuit să iau niște hotărâri majore pentru viața mea. Timp de 4 luni m-am retras din toate lucrările. Am încheiat orice slujire, 4 luni de zile, și m-am ocupat de mine. Am participat la cursuri, am stat de vorbă cu mentorii, am citit cărți, am luat pixul și hârtia și am început să scriu despre ceea ce se întâmpla în viața mea. Dar unul dintre lucrurile care m-a durut cel mai mult în perioada aceea și m-a stârnit să-mi pun întrebări foarte serioase, a avut de-a face cu modul în care percepeam relația cu Dumnezeu. Era atât de ciudat că încercam, de exemplu, să citesc din Biblie, dar parcă nu-mi vorbea. Aceeași carte care altă dată era plină de viață și efectiv citeam că trebuia să citesc, dar nu era wow, să subliniez, să notez, și era neobișnuit pentru mine să citesc capitole întregi și să n-am nimic de notat. Eu citesc de pe computer și am folderul acolo în care notez. Săptămânile treceau și îmi dădeam seama că ceva se întâmplă, dar nu știam să definesc, nu știam să explic. De asta o carte te ajută să vezi lumea prin ochii altcuiva. Am prieteni, oameni cu care mă întâlnesc și care încearcă să o facă pe a spirituale și să spun, eu citesc Biblia, n-am nevoie de cărți, eu, Dumnezeu îmi vorbește prin Biblie. E bine, îi întreb pe oamenii aceia, dar predici asculți? Oh, da, ascult predici. Păi asta este o carte, e o predică, e ceea ce Dumnezeu i-a vorbit cuiva și omul a pus în scris. Este exact același lucru, dar e vorba de fapt de experiența cuiva cu Dumnezeu. E umblarea, e trăirea, este impactul pe care Evanghelia l-a avut în viața unui om. De aceea, aceste experiențe reprezintă viața manifestată de Duhul Sfânt prin biserică. Când ne uităm la ele, ne putem regăsi noi sau putem cel puțin să știm cum să fim o binecuvântare pentru alții. Deci cărțile reprezintă într-un fel oglindă și un ghid, un îndrumător. Oglindă în sensul că ne regăsim în experiența și învățătura pe care autorul cărții a turnat-o în textul acesta, dar în același timp soluțiile pe care autorul le-a identificat pot fi pentru noi un ghid, și în special cărțile care sunt scrise din perspectiva unei cunoașteri experiențiale, nu doar a unei cunoașteri teoretice, nu doar a unei mecanism, trebuie să scriu o carte, că asta e norma, și când această carte a trecut prin viața omului, atunci aduce și beneficii pentru viața celorlalți. Și alte cărți ați mai scris pe domeniul, ați tradus și publicat pe domeniul conducerii, că toți suntem aici în domeniul slujitorilor și poate ar fi bine să mai explorăm și alte cărți care au fost publicate în acest domeniu. Doi dintre autorii pe care i-am întâlnit la European Leadership Forum, Bob Beal și Dietrich Schindler, sunt doi oameni de la care am învățat foarte mult. Cu Dietrich Schindler am avut posibilitatea să particip la cursurile lui de mentorare timp de mai mulți ani de zile și l-am avut ca invitat și în România, ne-am întâlnit în diverse contexte. Dietrich Schindler m-a ajutat să înțeleg conducerea din perspectiva misiologică. Pentru că se vorbește foarte mult astăzi de leadership, dar e un leadership așa, cum să-ți manageriezi propria viață, cum să îngrijești de biserică, să fie biserica fericită și departamentele să funcționeze bine și să se armonizeze. Leadership-ul despre care vorbește Dietrich Schindler are de-a face cu misiunea bisericii. Cum putem să conducem o comunitate de creștini ca să trăiască misional, să poată să îl prezinte pe Hristos în societate.
De la Dietrich Schindler am publicat câteva cărți, Modelul lui Isus, prima dintre ele și este probabil cartea de căpătâi, este un rezumat sau o aplicație practică a tezei lui de doctorat. Ne-l prezintă pe Hristos ca plantator de biserici, deși, așa, citind istoric, parcă n-am avea tendința să-l vedem în formatul acesta. Iar după aceasta, el a scos încă o serie de cărți, cartea Profund, care îi ajută pe necredincioși să înțeleagă că Evanghelia este ceva profund, nu este doar un mit și o poveste. Și chiar acum este la tipar, s-a terminat tiparul, trebuie doar să rezolvăm partea de legătorie, Biserici Cutezătoare. O carte care descrie bisericile care îndrăznesc să facă lucruri care parcă nu sunt după tiparul, după obișnuința oamenilor, dar care sunt cu adevărat cu impact în societate. Astea sunt cărțile lui Dietrich Schindler și, cum spuneam, Bob Beale, două cărți pe care le-am tradus și publicat anul trecut, Conducerea Cutezătoare și Mentorarea. Foarte, foarte necesară tema mentorării în contextul nostru românesc. Cu o săptămână în urmă am fost într-o biserică în Germania și frații mi-au cerut să vorbesc puțin despre ucenicie și mentorare. Am atins subiectul mentorării, a fost surprins cumva, dar nu neapărat pentru prima dată, dar foarte mulți oameni au venit la urmă și să-mi spună: frate, și eu am nevoie de un mentor. N-ați putea să fiți mentorul meu? A trebuit să le spun, nu pot să fiu mentorul tuturor care participă la o astfel de conferință, dar i-am îndrumat pe câțiva, pe unul dintre băieții aceia, cel puțin, l-am preluat ca un prieten în viața căruia să mă investesc și pe care să-l ajut și chiar în ultima săptămână am putut să fiu alături de el. Cărți de felul acesta de mentorare, de ucenicie, cred că sunt foarte practice și foarte necesare în viața bisericii. Deci ați, cumva ați orientat aspectul de leadership de la un leadership managerial, instituțional, organizatoric, spre un leadership care are valențe cristice, să spun așa, incorporează valorile lui Hristos în conducere și are o dimensiune misiologică, organică și acest lucru. Am văzut că ați tradus și ați lucrat și pe câteva cărți de plantare de biserici, dacă toți suntem aici. Eu am aici o carte, Plantarea de biserici, și la ia pulsul bisericii, care iarăși pregătește plantatori de biserici. Ce puteți să ne spuneți puțin din literatura pe care ați tradus-o despre domeniul acesta al plantării de biserici? Da, când vorbim despre plantarea de biserici, trebuie să recunoaștem, avem ceva literatură, nu multă, dar este în general scrisă în context neromânesc, cel puțin. Cele mai multe cărți sunt scrise în contextul american sau contextul asiatic. Dar a trebuit să începem cu aceste cărți, apoi am găsit și cărți scrise în context european, dar mă aștept și mă rog ca să fie ziua aceea în care să publicăm niște cărți scrise de autori români despre plantarea de biserici. Pentru că obișnuia să spun, da, e fain că Tim Keller a scris despre plantarea de biserici, dar Manhattan, New York, nu se seamănă cu Megidia Dobrogea. Totul este diferit, chiar dacă mesajul Evangheliei rămâne același, chiar și problemele pe care el le ridică acolo sunt foarte diferite de cele pe care le avem noi astăzi. Așa că lucrez în prezent în domeniul acesta și mă rog să putem să avem cândva un manual în limba română care să răspundă câtorva criterii care definesc contextul nostru, și anume plantare de biserici în context românesc, context ortodox, țară fostă comunistă, o țară săracă, o țară afectată de migrație și așa mai departe. Să ne uităm la toate detaliile acestea și să ne gândim cum în contextul acesta putem să plantăm biserici sănătoase, care să se multiplice, care să se conducă, care să se extindă apoi și să facă mai departe ucenici.
am vorbit despre plantarea de biserici, am văzut că aveți și cărți despre familie, câteva cărți traduse pe tema familie. A fost și, de fapt, și o conferință sau mai mult, nu știu dacă mai multe conferințe pe tema aceasta familiei pe care le-ați organizat cu autorul cărții. Dacă puteți să ne spuneți ceva pentru cei care navighează și au întrebări în aceste perioade legate de familie. Una dintre cărțile, e o carte destul de subțire, dar ea vine împreună cu un DVD, Dragoste și respect. Este o carte, o aplicație practică a cărții mari care a fost publicată de către o altă editură, Dragoste și respect. Dar această broșurică pe care o avem noi împreună cu un DVD conține 6 lecții foarte practice pentru îmbunătățirea vieții de familie. Noi chiar astăzi, în această zi, avem ultima întâlnire a cuplurilor din biserica noastră și sunt din mai multe biserici, de fapt, cupluri care participă, întâlnire în care vom celebra faptul că Dumnezeu ne-a ajutat să așezăm niște principii biblice foarte sănătoase în viața de familie. Cartea aceasta vine cu un DVD, e ușor de folosit într-un grup mic, nu trebuie experiență sau cunoștințe deosebite. Oricine vrea să ajute câteva familii să-și îmbunătățească nivelul relațiilor, poate să folosească un computer, să urmărească 15 minute de obicei de prezentare video, lecțiile subtitrate, apoi sunt câteva întrebări care sunt pregătite în manual, apoi se uită la partea a doua, iarăși urmează niște întrebări și niște hotărâri pe care trebuie să le pună în aplicare în săptămâna următoare. Asta este un exemplu de carte foarte practică, foarte utilă. Au fost și alte materiale de familie, am avut o carte foarte bună pe care am și distribuit-o gratis prin susținerea autorilor, Lisa și Jean Bivier, Cartea căsătoriei. O carte care m-a impresionat prin modul în care prezintă perspectiva spirituală, visul lui Dumnezeu pentru familie. De obicei, există multă literatură în toate domeniile vieții creștine, foarte legalistă sau care cel puțin pune accentul pe efortul nostru de a face lucrurile mai bine. Cartea aceasta pornește de la o altă premisă. Unindu-ne mai mult cu Hristos, ajungem să iubim mai mult, ajungem să facem lucrurile mai bune. De exemplu, chiar în privința ispitelor sexuale, biruința, secretul pentru biruință este alipirea de Hristos, este îndrăgostirea de El, este dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu, nu lupta sau focalizarea pe aspectele negative, pe ispită și pe păcat, ci atenția noastră, atracția noastră asupra lucrării lui Hristos. În ceea ce privește studiul biblic, am văzut că ați tradus și ceva comentarii, publicat ceva comentarii. Nu ați neglijat nici aspectul acesta al studiului biblic, deși, cum spuneați, orientarea preponderent este spre partea practică a vieții creștine, pe prezența creștinului în societate și pe misiunea pe care el o are astăzi în societate. Ce ne puteți spune puțin despre comentariile sau studiile biblice pe care le-ați tradus și publicat? Și aici este exact aceeași abordare. Am publicat comentariile acestea pentru că sunt foarte practice. Deci dacă erau niște comentarii filosofice, foarte teologice, foarte exegetice, nu mă prindeau pe mine. Sigur, și eu le folosesc, cele traduse și publicate de alții, dar pentru mine preocuparea a fost partea practică. Eu lucrez la firul ierbii. Nu sunt în lumea academică, ca dumneavoastră, nu sunt într-un alt mediu. Sunt în biserici mici, foarte multe biserici în zonă rurală și m-am gândit la ceva foarte practic. Am chiar aici seria aceasta de cărți a lui Andy Wright. Andy Wright este un expert, considerat cumva cel mai mare expert pe Noul Testament în viață la ora aceasta și ceea ce este extraordinar de frumos în cărțile lui este că el reușește să prezinte contextul, lumea Noului Testament, când s-a scris acea epistolă, când s-a spus acea parabolă, când s-a făcut acea comparație și așa mai departe. Deci
el ne ajută să simțim, să ne punem papucii din secolul I și în felul acesta, cine încearcă să predice, să dea un cuvânt de învățătură dintr-un pasaj din Scriptură, consultând o astfel de carte, un astfel de comentariu, se asigură că nu inventează tot felul de aplicații și că nu dă niște conotații străine de intenția autorului în interpretarea lui. E foarte important ca să stăm în atmosfera în care autorul a scris pentru ca să găsim și noi aplicații și interpretări compatibile cu ceea ce a fost în inima autorului. E cel mai mare proiect la care noi am lucrat în anii aceștia, e vorba de 18 volume, acoperă în întregime Noul Testament. Am lucrat cu o pleiadă de traducători din țară, unul dintre editorii care m-a ajutat la o mare parte din volume a fost Gabriel Mureșan din Cluj, traducătoarea care a tradus cele mai multe volume este Veronica Uniga. Au fost mulți alții care au început, dar s-au pierdut pe traseu pentru că am căutat să fac un colectiv mare de traducători. Mulți au promis, dar apoi n-au reușit să se țină de lucrurile astea până la capăt. Unii chiar au și plecat la Domnul între timp, dar Domnul ne-a ajutat să finalizăm toată seria aceasta, 18 volume și am căutat să le punem la dispoziția celor interesați. Deci, cu alte cuvinte, o teologie orientată eclesiologic și misionar și nu o teologie filozofică. Există astăzi o tendință de a aluneca spre o teologie filozofică și nu una care își găsește aplicația în comunitatea creștină și rezultatele și roadele ei, de fapt, se măsoară acolo. Un autor foarte bun și comentariile sunt pe măsură și pot să fie de un mare folos. Mai avem nu foarte multe minute pentru discuția noastră, dar aș vrea să mai ating un alt domeniu. Am plecat de la editură, de la editor, păstor și carte, dar aș vrea să vă propun să discutăm o dimensiune a acestei slujiri pe care ați amintit-o la început, și anume încercarea de a ridica noi autori, persoane care să scrie cărți, o literatură indigenă, și aș vrea să vă întreb aici, cum vedeți că ar fi posibil lucrul acesta? Acum, cei care nu au scris foarte multe cărți sau poate n-au scris deloc, ce e o carte, e groasă, e subțire, e verde, e albastră, e scumpă, e ieftină, dar cei care am început să scriem și am scris ceva cărți, știm că munca asta nu e una foarte, foarte simplă. Cum vedeți că am putea noi în România să încurajăm și să dezvoltăm autori români care să scrie creștini, evanghelici, care să scrie în sensul acesta contextual vorbind? Am avut privilegiul să lucrez cu mulți români care i-am motivat să scrie, și câteva dintre cărțile acestea chiar au fost cărți foarte folositoare. Unele sunt cărți care vin dintr-un alt registru decât cel al preocupărilor mele zilnice, dar cu toate astea au fost cărți foarte utile. Sunt foarte bucuros că am reușit să o motivăm și să o ajutăm pe sora Gabi Luncă să scrie povestea vieții ei. Gabi Luncă, cum știți bine, a plecat la Domnul anul acesta. Însă cartea ei, am lucrat la această carte împreună cu profesorul Teodor Pandrea, cartea e publicată de mai bine de 10 ani, cartea lui Gabi Luncă. E o carte foarte interesantă despre modul în care Dumnezeu a lucrat în comunitățile de rom din jurul Bucureștiului în perioada comunistă. Ea și cu soțul ei, Ion Onoriu, marele acordionist, au avut niște experiențe fabuloase cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a ajutat să depună mărturie despre credința creștină în fața multor oameni influenți din vremea lor. I-a trecut Dumnezeu prin multe experiențe, multe minuni pe care le-au experimentat. Ar fi fost mare păcat ca o asemenea poveste de viață, atât de bogată,
să nu rămână încondeiată și să nu rămână peste generații. Ăsta este un exemplu. Apoi am lucrat cu mulți oameni în vârstă care au suferit în perioada comunistă. Oameni care au emigrat din România, am ajutat pe mai multe persoane care au plecat din țară în condiții foarte dificile și care au suferit mult pentru credință, i-am ajutat să scrie memoriile. Au fost, cum să spun, a fost o eliberare și pentru ei, că au putut să-și descarce sufletul și să povestească pentru copiilor, pentru urmașii lor, ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor. Am lucrat cu Lidia Răscoli, ei am făcut cartea în limba engleză, Neamul Răsculaților, cum a fost porecliți pe vremea lui Ceaușescu, au dat mult de furcă guvernului comunist și unii dintre ei au fost întemnițați, amendați, prigoniți, apoi expulzați din țară. Dar povestea vieții lor este una uimitoare, uimitoare. Un alt frate, Munteanu Ion, a fost în greva foamei zeci de zile, s-a vorbit la Europa Liberă, a reușit să plece din țară, a ajuns să fie cunoscut cu senatori americani și cu oameni influenți care au avut un impact apoi chiar în România, ajutând biserica de după cortina de fier. Aceste mărturii foarte valoroase trebuiau consemnate și mă bucur că o parte dintre ele am putut să le aducem în scris în limba română. Dar dincolo de asta, există autori care au scris cărți de teologie, cărți de învățătură. Mă gândesc la cursul de cateheză al lui Mihai Dumitrașcu, care s-a publicat deja în multe ediții și s-a republicat de fiecare dată, apoi a apărut ediție îmbunătățită, apoi s-a tradus în ediție bilingvă, s-a tradus și în limba română, în limba engleză, pentru că au fost mulți creștini evanghelici români din Statele Unite care au dorit în bisericile române să folosească cursul și în engleză și în română pentru generația tânără. Astea sunt cărți care rămân și care ajută mulți oameni în umblarea lor cu Dumnezeu. Mulțumim mult pentru această discuție. Știu că poate unii au fost deja cointeresați pentru carte. Sper că prin această emisiune ați fost cei care ne-ați urmărit cointeresați pentru a cunoaște mai mult. Ați fost cointeresați pentru a veni spre ceea ce editura Succeed Publishing oferă și a pregătit cărțile acestea, a publicat cărțile acestea. Mulțumim pastorului Vasilică Croitor pentru că a fost în seara aceasta cu noi. Mulțumim pentru munca depusă și cei care doriți să mergeți spre aceste cărți și să le aveți, puteți căuta pe internet Succeed Publishing sau Vasilică Croitor, că este cunoscut și veți ajunge la locul potrivit. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit în seara aceasta și sper că am adus spre dumneavoastră cărți pentru minte și suflet și în această vară vă veți putea hrăni sufletele pe lângă odihna trupului pe care o căutați cu ardoare. Vă doresc o seară bună, mulțumim pentru că ne-ați urmărit. La revedere!